Bună seara și bine ați venit la Dezbatem în 3. Sunteți la prima și singura emisiune în care dumneavoastră, cetățenii, aveți ocazia să intrați într-o discuție în direct cu primarul vostru. Alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul Robert Negoiță, domnul primar al sectorul 3. Bună seara, domnule Negoiță! Bună seara tuturor și mulțumim ca de fiecare dată tuturor celor care sunteți alături de noi și la această dezbatere și mai ales tuturor celor care vă veți implica cu mesaje, cu telefoane, pentru că dialogul este foarte important și trebuie să-l încurajăm. Noi v-am propus o temă de discuție pentru această dezbatere. Tema se referă la spațiile noi, spațiile verzi noi și la mentenanța celor existente. Vă invităm să urmăriți un material video despre, ca să putem începe, de fapt, dezbaterea și revenim după în direct cu domnul primar. Direct, domnule primar, referitor la tema pe care am propus-o celor care ne privesc, spuneți-ne ce investiții în ceea ce înseamnă dezvoltarea suprafeței de spațiu verde a sectorului 3 a făcut primăria, cel puțin în ultima perioadă, și cum se descurcă cu o asemenea suprafață care trebuie totdeauna menținută la niște standarde. Sunt atât de multe lucruri de spus despre activitatea primăriei. Pe fiecare domeniu în parte sunt multe domenii, dar acesta este cu adevărat un domeniu vast. Spațiile verzi în sectorul 3 arată așa cum le vedem cu toții. Sunt cele mai întreținute spații verzi din zona urbană din România. Am călătorit în țara asta și nu doar în țară, ci și în lumea întreagă aproape. Spațiile verzi sunt foarte importante, sunt foarte necesare, dar de asemenea sunt complicate. Nu ușor de întreținut. Iar noi suntem în zona în care încercăm să avem performanță, adică spații verzi foarte frumoase, foarte mult spațiu verde, foarte bine întreținute și cu costuri foarte reduse. Îmi pare rău că nu există statistici clare, statistici corecte referitor la cât costă spațiile verzi în general pentru a putea face o comparație cu siguranță că unii văzând spațiile verzi în sectorul 3 bănuiesc, domnule, trebuie să coste o avere chestia asta. Vreau să vă asigur că nu. Spațiile verzi în sectorul 3 costă puțin. Și anume, înseamnă multă muncă, înseamnă implicare de asemenea, dar înseamnă o strategie foarte bună și înseamnă performanță. Ați văzut imagini, de exemplu, cu pepiniera. Acolo creștem cea mai mare parte din tot ce înseamnă materialul săditor pe care noi îl plantăm în sectorul 3. În pepiniera noastră, de unde am avut imagini mai devreme, avem aproape 100.000 de copaci. De copaci tineri, de la puieți până la copăcei care sunt pregătiți pentru la toamnă să îi punem în teren. De la platan, tei, stejar, metasecoia, chiparos, arțar,
nuc și alte tipuri de copaci pe care nu i-am amintit neapărat în acest moment. Acesta este un aspect. Plantatul lor, mentenanța, udatul lor în primii 2 ani, care sunt esențial din momentul în care am făcut transplantarea, este o întreprindere de asemenea nu ușoară și care necesită mult efort. După aceea, toaletarea lor, tratamentele pe care noi le facem periodic pentru a-i ține sănătoși. De asemenea, spații verzi înseamnă și iarba și arbuștii, gardul viu, pe care trebuie să-l tundem, trebuie să le dăm tratamente, trebuie să menținem sistemul de aspersie, iarăși nu este deloc ușor să facem toată chestiunea asta, dar vreau să mulțumesc colegilor și vreau să mulțumesc tuturor celor care se implică să avem spații verzi frumoase, bine întreținute și extinse. Iată, vedem aici o imagine de aici, de la Dristor, unde era beton până mai anul trecut și unde am reușit să spargem, să lăsăm pământul așa, unde am pus iarbă și iată alte spații verzi. Chiar și aici, până acum 2 ani, era beton, adică nu era acel spațiu verde. Am creat spații verzi oriunde a putut fi posibil. Am plantat copaci de asemenea, mai sunt foarte mulți copaci de plantat, de aceea îi și creștem în continuare în pepinieră. O altă chestiune foarte importantă de menționat este faptul că până acum 5, 7, 8 ani, tot ce însemna iarbă, vedeți că se tunde iarba, se tunde gardul viu, frunza, crengile atunci de la toaletare, totul se căra la groapă. E, asta înseamnă astăzi din sectorul 3 mii de tone de material organic. Iarba, frunza, crengile și toate chestiunile astea înseamnă mii de tone. Dusul la groapă înseamnă o cheltuială enormă, ceea ce noi nu mai facem de mulți ani, pentru că le adunăm pe toate, le punem într-o zonă unde le udăm și le lăsăm să se descompună, le dăm prin ciur și facem material, le facem compost, adică îngrășământ pentru spațiile verzi. Ei, facem o economie pe de o parte, pe de altă parte, iată cum facem rost de îngrășământ ecologic, bio, așa cum se spune. Am pus imagini și cu aceste chestiuni. Iată cum reușim să facem cu bani puțini, să facem niște lucruri extraordinare. Iată imagine din pepinieră. Mi-este drag să văd această pepinieră și spațiile verzi din sectorul 3. Uitați ce frumos arată. Ok, deci sectorul 3 evident este cel mai verde și cea mai verde urbană, zonă urbană din România, iar ea în perioada următoare va deveni și mai verde pentru că iată copacii care așteaptă să fie transplantați, așa cum aici în parcul teilor de pe Brățării. Am plantat peste 1000 de tei doar acolo în această primăvară, dar am mai plantat alte mii de copaci în alte zone în sectorul 3. Evident, sunt multe lucruri de spus de spații verzi, dar suntem de asemenea și sunt bucuros și nerăbdător să aud întrebările dumneavoastră, okay, de ce să... nu opinii sau solicitări. O să începem, evident, cu întrebările care sunt structurate pe tema propusă. Iulian Ilie spune, întreabă când se deschide oficial parcul de pe Brățării. Spune că în fiecare seară mergem și ne plimbăm în parc, presupun că în același parc. Întreabă dacă va avea pază. Spune că acum sunt cei de la poliția locală, dar nu intervin. Vezi cazul când și-au făcut acei copii baie în apă, semințe mâncate de vecinii din zonă și altele. Parcul este deschis. El poate fi folosit astăzi. Avem deja băncuțe, săptămâna viitoare vor apărea coșurile de gunoi și în cel mai scurt timp vom putea să aprindem și iluminatul, adică acei stâlpi cu lumină pe care acum îi montăm acolo. El arată așa cum îl vedeți, îl puteți folosi. Arată bine, sunt foarte bucuros să avem această investiție foarte importantă, mai ales în acea zonă, în sectorul 3.
Pază avem poliția locală și noi o să ne bazăm foarte mult pe poliția locală în perioada următoare. Le-am dat atribuții mai mari. Avem oarece sincope, acum ne afectează puțin faptul că nu mai este în subordinea noastră, ci în subordinea guvernului, poliția locală în această perioadă. Dar avem, așa cum ați văzut, un post de pază acolo în acest parc. Acei copii, din nefericire, legislația este, așa cum ne-am obișnuit, precară și din nefericire nu prea avem ce să le facem. Alergăm după ei să-i dăm afară din lac. Și după ce îi dăm afară din lac, dacă ei se aruncă iară, trebuie să-i alergăm să-i mai dăm o dată afară din lac. Și nu vreau să amintesc eu aici toate dificultățile pe care le avem din cauza legislației precare, așa cum am mai spus. Simona Predulescu întreabă ce zone pentru plimbare cu bicicleta sunt în sectorul 3. Pista de biciclete din Parcul Iore. Avem piste de biciclete pe o zonă semnificativă din Bulevardul 1 Decembrie, Grigorescu, Lucrețiu Pătrășcanu, chiar și parțial pe Liviu Rebreanu și mai avem câteva zone pe care nu, cu siguranță, inclusiv pe Bulevardul Decebal. Acum edificăm piste de biciclete. Deci avem mai multe zone cu piste de biciclete în sectorul 3, dar, din nefericire, ele nu sunt interconectate pentru că noi le-am edificat fără să le avem în atribuții, că nu le avem în atribuții, le-am făcut oricum că am considerat că sunt absolut necesare. Tot văd imagini de aici din parc, cetățeni care m-au întrebat ce cu crengile de pe lacul din parc, lacul din acest parc. Noi am pus crengile astea cu frunze și încercăm să punem în continuare pentru că am pus pești în acel lac, pești care sunt vânați de către pescăruși. Din cauza că vegetația nu a avut timp să se dezvolte, știți bine că e un lac făcut foarte recent, nu are vegetație și peștii nu au unde se ascunde și pur și simplu o să rămânem fără pești dacă nu le dăm zone în care să se poată ascunde. Și de aceea am pus acele crengi acolo în zonă, pe lac. Înainte de a trece la următoarea întrebare, aș vrea să anunț pe cei care ne privesc că pot intra în dialog cu dumneavoastră la 0770-181-341, deci în direct prin telefon puteți adresa întrebări domnului primar. Trecem la următoarea întrebare de la Alexandru Sârbu. Vă întreabă cum comentați faptul că stropitorile montate în sectorul 3, aproape pe fiecare metru de iarbă, sunt tot timpul dereglate și udă mașinile, trotuarele sau străzile. Da. Aproape tot timpul avem aspersoare dereglate. Da. Sunt mai multe cauze aici. Principala cauză este cositul. Le cosim o dată pe săptămână, iar atunci când cositorii nu sunt atenți, ating cu cositoarea aspersoarele și le dereglează. Asta e principala cauză, dar nu e de omis nici faptul că sunt cetățeni, mai ales copii, cărora li se pare că e interesant să se joace cu aspersoarele. Și atunci când se joacă cu ele, în cel mai fericit caz, le dereglează. Sunt situații în care le rup efectiv și noi trebuie să le înlocuim. Dar peste 90% funcționează în regulă. Noi avem echipe pe teren 24 de ore, 7 zile, care nu fac nimic altceva decât să le verifice, să le regleze. Să le repară și să le repare și să asigure mentenanță. Și mă anunță colega noastră că avem un telefon. Oh. Domnul Valentin, bună seara! Bună seara, bună seara, domnul primar, și bună seara. Pentru ceea ce faceți în sectorul 3. Mulțumim, mulțumim. O idee este că eu locuiesc în Păpădurea Craiului, locul B2, exact în spate la Galeriile Titan, și am mai vorbit cu dumneavoastră, spuneați pentru a amenaja zona cât de cât, cum sunt și în alte zone, trebuie făcut o cerere la primărie. Asociația oricum nu face niciun demers. Am vorbit cu ei. Pur și simplu nu vrea să trimită un mail sau cum se anumiți pași pe... Ce vă interesează mai exact, domnul Valentin?
Exact, ce mă interesează zona, dacă veniți măcar personal, vă rog eu frumos, o dată, nu știu, într-o săptămână, în două, nu e nicio grabă, pentru că oricum nu se pot face. Pentru amenajarea zonei un pic planta, pentru a, uitați-vă să vedeți cum sunt anumite spații verzi care sunt pline de mașini care când plouă sunt de noroaie. De zona, tot ce înseamnă, mai ales pe partea spre blocul B2 către Galeriile Titan. Mai mult partea spre, cum ar veni, care vine spre Bulevardul Nicolae Grigorescu. Dacă aveți așa idei de blocul acela. Știu despre ce vorbiți, Este, dacă vă uitați, dacă veniți și vă plimbați, exact zona asta, nu vorbesc, tot sectorul 3 arată în principiu bine. Dar dacă veniți și vă uitați motamo, pe fiecare pas, să vedeți, nu este cu ochii închiși, aveți impresia că sunteți în sectorul 5. Adică să nu fim atât de răutăcioși, că nu avem zone în sectorul 3 care să arate așa. Știu zona acolo, este o întreprindere și, mă rog, chiar în spatele molului Titan, cred că acolo vă referiți, nu? Galeriile Titan, da. În spatele magazinului Titan este un spațiu verde măricel, adică e o pădure acolo. Și sub pădure, în pădurea aia efectiv nu crește nimic. Știu bine zona aia. Da, e adevărat, nu de spațiu verde. Rugămintea mea la dumneavoastră, dacă se poate în toamnă, că știu, și în grădinile blocului, dacă se pot planta mai mulți pomișori și pomi în zona asta. Ok. Mai mult. De ce nu? E adevărat, spațiu verde nu se poate că e pe nord. Exact. Acolo nu o să crească, indiferent ce am pune, acolo nu crește nimic. Dar dacă veniți să vă plimbați, v-am spus toată zona asta care veniți... Știți bine că am fost de mai multe ori acolo. Da. Dar am reabilitat parcarea, am reabilitat părculețul care e 100 de metri mai încolo, am refăcut aleea, adică am făcut niște lucruri acolo. Da, dar în partea spre mai mult spre Nicolae Grigorescu, de la jumătate, este foarte, foarte neamenajată. Dar ideea este pentru pom. Eu dacă asociația nu dorește, dumneavoastră nu vreți, eu ca și persoană fizică, poți să cumpăr de la noastră pomi să plantezi în grădină? Nu, domnule, nu e problemă. Deci îi facem noi numai să fie în sezon. Și să știți că problema... Deci, domn Valentin, problema nu este plantatul. Noi de plantat avem capacitate. Problema este că 2 ani de zile din momentul în care am plantat trebuie scudați 2 ani de zile. Dacă o săptămână din cei 2 ani de zile întâmplător și în perioada toridă au fost neglijați, i-am pierdut. Nu doar că am muncit degeaba, am omorât niște copaci, care e păcat de ei, da, că e o muncă simplă. Da, e adevărat că și locatarii trebuie să susțină acest proiect ce înseamnă verde. Domnul Valentin, am avut proiect în care am încurajat cetățenii să înfieze copaci. Am zis, domnule, noi venim, noi îi plantăm, avem o rugăminte, ne este foarte greu să-i urmărim fără greș 2 ani de zile. Ne ajutați să, cu multă insatisfacție, am ajuns la concluzia că 70% din ce am plantat s-au uscat pentru că n-au fost întreținuți. Mulțumim domnului Valentin, trebuie să lăsăm. Da, deci știu bine zona acolo, e o pădure în spatele magazinului Titan, e pădure. Da, cu excepția curții magazinului, care e asfalt. Da, ok. Dar dacă puteți să aveți cont de și în toamnă se pot planta mai mult. Să fie o perdea mai mare față de magazin și bulevard. Ne auzim la toamnă. Mulțumesc. Cu mare drag, seara plăcută. Mulțumim, seara bună. Ok. Revenind pe Facebook, Liviu Răzvan Cotoban întreabă dacă la New Times Residence și Roca Residence, nu dă adresele, ce planuri de învezire veți avea? Îmi spune că pentru că este doar beton. E zona nouă, deci... New Times Residence, pe ce stradă? Nu, sunt trebuie să dea adresele. De dezvoltări pe care, cu scuzele de rigoare, chiar nu știu cum se numesc toate. Dar dacă ne lasă o adresă, eventual îl găsim noi pe... Da, nu e, cred că e... Îl găsim noi pe dezvoltarea respectivului. Bun. Volat Daniel spune că dacă s-a făcut contestație, vă întreabă, dacă s-a făcut contestație de la decizia tribunalului referitor la parcul Iore. Spune că a trecut ceva timp din noiembrie. Nu știm. Instanțele sunt închise. Nu știm. Deci, vă dați seama, nu aveți
cum să fiți mai curios decât mine și mai nerăbdător să știu dacă ticăloșii încă nu-și dau seama că România, țara în care trăim, s-a schimbat și că mergem către normalitate și că n-au nicio șansă să câștige ceva, ba dimpotrivă a venit vremea să plătească pentru nelegiurile pe care le-au făcut. Dar, repet, n-am niciun fel de veste atâta timp cât instanțele sunt închise. Și avem un alt telefon, domnule primar. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Iliescu! Da, a închis. O să revină, probabil. S-a pierdut legătura. Da. O întrebare la care ați răspuns, cred că deja, dar Iuliana Cristina Popescu întreabă dacă se pot achiziționa plante din pepiniera proprie a primăriei. Teoretic, da. Dar dacă este depus pe domeniul public în sectorul 3, nu trebuie să achiziționate. Că noi le furnizăm gratuit. Vrem doar să ne asigurăm că ele nu sunt pierdute. În sensul în care să le aducem, să le plantăm și să nu reușim să le asigurăm mentenanța în perioada celor 2 ani, așa cum am mai spus. Și Marian Platonov spune că nou pus sector 3 în zona Gurilor, am observat că se vrea să se facă niște străzi direct prin blocurile care sunt deja locuite. Cum se va proceda de fapt? Nu se va întâmpla așa ceva, nu avem vreo astfel de intenție. Nu sunt sigur că există o astfel de propunere chiar așa în PUZ. Știu că este în zonă, ci nu neapărat să prevadă trecerea bulevardului prin acele blocuri care să impună demolarea lor. Nu. Nu. Haideți să fim serioși. Nu se poate întâmpla astăzi așa ceva în București, în România în general. Și cred că a revenit la telefon domnul Iliescu sau este alt cetățean. Bună seara! Alo! Bună seara! Mă numesc Cristoia Adriana. Bună seara și domnului primar. Să rămână, doamnă! Am și eu o întrebare la domnul primar. Tot încercăm să sunt de dânsul, dar la primărie nu mi se primesc cereri pentru audiență. Am cumpărat un teren în 2017 și era intravilan, iar anul acesta când am mers să scoatem certificatul de urbanism, mi s-a spus că cu noul put, avizat în 2019, este trecut în spații verzi. Și acum întrebarea mea ar fi, terenul a avut mai multe parcele, iar vecinii de lângă noi deja au casa construită, având apropiere luată în 2018. Întrebarea mea care este? Acum ce facem? Dărâmăm casele construite pentru un put care s-a avizat, nici măcar nu a venit cineva pe teren să verifice dacă sunt casele făcute? Noi practic vrem să ne construim casa și așteptăm că ni se dă că e pe spații verzi, dar lângă noi este construit același teren. Deci, doamna Adriana, noi am făcut PUZ de sector, PUZ coordonator. Ne-am luptat mult să avem acest PUZ pe care l-am urmat, cred că în 2018, în care anumite zone unde s-a construit în sectorul 3 și în mod eronat erau trecute ca spații verzi, noi le-am reglementat ca atare, adică nu spații verzi, pentru că ele real nu sunt spații verzi în acest moment. Numai că niște ticăloși au atacat în instanță și au obținut suspendarea PUZ-ului pe acele zone unde noi ne-am reglementat, așa cum v-am mai spus. Suspendarea reglementării este până la definitivarea procesului. În consecință, nu putem încălca o hotărâre judecătorească. Eu vă înțeleg, domnul primar, dar problema este că noul PUZ s-a avizat. Eu înțeleg, toată lumea vrea ansambluri rezidențiale, s-au construit blocuri pe terenul unde era P+2, iar terenul meu era P+2 înainte, acum terenul meu a devenit spații verzi, ca alte complexe rezidențiale să poată fi P+11, unde s-a construit pe un teren de P+2, infrastructură zero, cum ar veni. Deci nu se vorbește. Suntem niște oameni simpli care am vrea să ne dăm drumul acasă. Eu înțeleg, poate să facă toată lumea în ansamblu rezidențială.
Problema este că vreau să-mi fac și o numărătă de casă și pe terenul nostru cumpărat nu ne dăm voie. Nu înțeleg care e legătura. N-am înțeles exact care e ideea cu ansamblurile rezidențiale. Ele nu pot fi edificate deopotrivă pe spațiile verzi. Adică în zonele V. Nu, m-ați înțeles greșit, domnule primar. V-am spus că puțul s-a modificat ca alte ansambluri rezidențiale să devină în legalitate, iar noi ne-am sacrificat, practic, nu dumneavoastră, cine a făcut puțul, s-a sacrificat terenurile noastre. Înțelegi? Doamna Adriana, repet, zonele în care s-a construit, noi în puț le-am prevăzut edificabile, în zone L, de obicei. Da. Repet, există o hotărâre judecătorească luată împotriva noastră și împotriva puzului promovat de noi, care ne suspendă acea prevedere. Adică nu aveți niciun motiv să fiți supărată pe noi, pentru că noi am făcut demersurile necesare pentru a normaliza situația la care dumneavoastră faceți referire. Eu nu sunt supărată pe dumneavoastră, mă repet, sunt supărată deoarece s-a făcut un puz care ne afectează nouă teren. Nu aveți dumneavoastră vreo vină. Nu puzul. Eu nu cred că puzul. Dați-mi parcela exact, dați-mi zona exact. O hotărâre judecătorească vă afectează, doamnă. Nu puzul promovat de noi. Pentru că, repet, da, noi în puz reglementasem corect acea zonă și de aceea în 2018, conform puzului, s-a putut edifica în acea zonă. Numai că între timp a intervenit această hotărâre judecătorească. Și mai am o singură întrebare, să nu vă rețin prea mult, îmi cer scuze. Ce rămâne de făcut, domnul primar? Cum se rezolvă? Ce trebuie să facem? Mergem, venim la dumneavoastră în audiență? Doamnă, există... Deci, eu vă spun care este varianta legală. Altceva chiar nu am ce să vă spun. Varianta legală este să așteptăm să se judece pe fond în speranța că vom avea o hotărâre judecătorească favorabilă. În sensul în care... Să mergem la, exact ce a spus dumneavoastră, mergem la fața locului să se vadă că e construit în zonă de foarte multă vreme. Da. Exact, și că e nevoie să o reglementăm în sensul în care să fie legale acele case acolo. Da, pentru că vecinii noștri, ne-am vorbit și zilele trecute, au avize tot date în 2018. Noi am edificat, uitați, acum avem în imagine niște spații verzi, hectare întregi, care nu existau. Acum sunt, cum ar fi, să nu discutăm de alte zone mai puțin vizibile, să vorbim despre Vitan, să vorbim despre, cum îi spune, Goga, unde era deșert, erau betoane, era piatră, arăta ca în triaj la gară, adică arăta urât, ca zona industrială și astăzi este spațiu verde. Noi chiar avem spații verzi în sectorul 3 și așa, cum ai spus, le multiplicăm. Dar repet. Noi suntem chiar pe gura calicei suntem noi. Deci este după pas mergeți mai înainte exact primul lot în capătul străzii. Ok, un moment. Stați. Pe gura caliței. Suntem chiar prima casă cum se... Un moment. Acolo este o zonă de protecție pentru magistrala de gaz. Este o magistrală de gaz cu zonă de protecție obligatorie și de aceea trebuie să o definim spațiu verde. Pentru că acolo este needificabil, doamnă. Oricum nu vă luați aviz de la Transgaz. Vecinii noștri deja au construit casa și au avizele. Și țeava este la 7 metri, nu știu cum, este legal, dar au și aprobat avizele la dumneavoastră, la Doamnă, primărie. Nu știu ce să vă spun, eu știu că acea zonă, acea fâșie de spațiu verde, noi am edificat-o așa pentru că ne-a fost solicitată de către Transgaz. Acolo nu cred că avem ce să discutăm. Nu știu, eu vă spun că, practic, dacă noi suntem lipiți de vecinul care și-a făcut casa. Dacă sunteți lipită de vecinii dumneavoastră către țeavă, Nu suntem înspre stradă, noi nu suntem...
Deci păi da, nu știu, care stradă, cealaltă. Depinde care stradă. Ok, haideți să vedem, scrieți-mi pe Facebook și analizăm okay, această situație. Okay, mulțumim, da? Doamna Adriana. Și noi vă mulțumim, o seară plăcută, doamna Adriana. O zi bună, la revedere. Să ok, revenind la întrebările de pe Facebook, Costin Dumitru întreabă ce facem cu Parcul Brâncuș, domnule primar al sectorului 3. Știți exact ce facem, ne luptăm cu ticăloșii și trebuie să-i învingem, să luăm parcul înapoi, așa cum am făcut cu Parcul Pantelimon definitiv și irevocabil și cum am reușit, Doamne ajută și mulțumim instanței, există și judecători corecți în țara asta, am reușit cu acea parte semnificativă din Parcul Iorei, adevărat pe fond. Am mari speranțe că rămâne sentință definitivă și revocabilă, la fel cum o să avem în mod normal o sentință definitivă și revocabilă și pe Parcul Brâncuș. Șurub Ștefan întreabă ce facem cu gardurile ruginite care împrejmuiesc spațiile verzi de ani de zile. Sectorul pare o cușcă de fier în felul acesta. Gardurile, nu știu la care se referă mai exact, dacă discutăm de acela de plasa bordurată, da, acelea sunt galvanizate, au mai ruginit, e adevărat, pe colo, pe colo, dar și fără gard nu este chiar o soluție. Și avem un alt telefon, domnule primar. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Bună seara! Săruna, doamna Gabriela! Bună seara! Vă auzim foarte bine. Am prins discuția cu antevorbitarea mea, cu gura caliței, cu centrala de, cu magistrala de gaze. Fiindu-i da. Trecut terenul din spațiul locuibil, edificabil de construcții, în spațiu verde. El era și înainte spațiu verde, doamna Gabriela. Da, nu, nu. Pentru că am prins discuția, vreau să zic, eu am aceeași probleme, dar pe lunga prutului. Ei, acolo avem problema de instanță. Acolo deci partea asta, da, da. Haideți să vedem speța, că sunt situații diferite. Aici pe gura Caliței, dacă nu mă șel, oricum, în continuarea Brățării, acolo e o magistrală de gaz care are zona de protecție impusă. Acolo nu se poate construi nimic, de aceea ea a fost și a rămas spațiu verde. Pe partea lungilor, pe partea lungilor, aici... Avem câteva zone în sectorul 3, dar nu vreau să cum să spun eu, să generalizăm, unde într-adevăr sunt construcții edificate de foarte multă vreme. În anumite zone, dinainte de Revoluție, sunt edificate clădiri acolo. Și ele figurau un pug ca spații verzi. Noi le-am transformat în... zonă locuibilă, cu aviz de la mediu, pentru că am pus în loc alte spații verzi, a fost atacat în instanță și s-a obținut suspendarea puzului pe acele zone. Da. Acum, problema mea este următor. În 2018, când am achiziționat terenul pe lunga Prutului, am avut certificat de urbanism emis de primăria sector 3 că pe acel teren se poate construi. Da, pentru că așa cum v-am mai spus, noi în PUZ așa l-am reglementat. Între timp, niște ticăloși ne-au dat în judecată și au obținut această suspendare a PUZ-ului pe acea zonă. Noi nu mai putem autoriza pentru că am încălcat o hotărâre judecătorească, ceea ce înseamnă infracțiune. Aveți dreptate, în 2018, chiar început de 2019 a fost valabilă acea prevedere. În momentul în care a intervenit o hotărâre judecătorească, situația s-a închis. Eu mai știu așa, legal, pe un teren nu se pot da două certificate de urbanism. Ba da. Contrare. Între timp, situația juridică, din perspectiva reglementării urbanistice, s-a schimbat. Iar noi nu facem altceva decât să ne raportăm la o nouă realitate. Este un adevăr care trist pe care vi-l spun, dar este varianta legală. Adică... Care este? Adică până în momentul în care a apărut o hotărâre judecătorească, cea care ne-a suspendat puzul, da, noi puteam elibera autorizații de construire pe acea zonă, pentru că aveam un anumit tip de reglementare urbanistică. A intervenit o hotărâre judecătorească peste decizia noastră și a Consiliului General, care ne oprește să mai facem acest lucru.
Bun, mulțumesc. De acord. Încă ceva. Pe un să teren, știți că nu-i cu plăcere, interzis. Eu vă spun cu mult regret chestiunea asta, pentru că este incorrect ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Ascultați-mă, ICCJ-ul a dat un reel în care se spune așa: certificatul de urbanism poate fi atacat în instanță. Până acum se putea ataca decât autorizația de construcție. Acum se poate ataca certificatul de urbanism și niciun caz pe o parcelă de teren nu se pot da două certificate de urbanism cu sensuri contrare. Adică odată se putea construi, după care se trece în spațiu verde, fără să fie notificat proprietarul sau fără să fie expropiat. Corect. Proprietarul. Da, doamnă, aveți dreptate. Dar revenim la legi. Aceste legi, ca să zic precare, să nu mai zic proaste, că ele sunt proaste. Doamnă, există o lege. Doamnă, există o lege care spune așa, că spațiile verzi, spațiilor verzi, nu li se poate da o altă destinație. Și mai este o altă lege care spune că nu poți cum să spun eu? Nu, că nu poți reglementa o proprietate privată ca spațiu verde. Exact. E, spuneți-mi și mie acum, noi oricum am face, încălcăm o lege. Ori data spun ticăloșia unora, au profitat de ambiguitatea legilor, precaritatea lor, și au atacat în instanță, au obținut acea suspendare. Deci, repet, sunt cetățeni în această țară care, evident, din lipsă de ocupație, nu fac altceva decât să se ocupe cu astfel de ticăloșenii. Am înțeles. Mulțumim, doamnă. Da, dar, repet, să știți că problema reală este în zona legislativă. Da, bun. Dumneavoastră, când ați deschis programul pentru audiențe? Iată-l! Programul pentru audiențe. Da? Păi sunteți în audiență, doamnă. Sunt în audiență? Acum, asta păi faceți, păi, sunteți în audiență. Păi eu nu pot să fiu în audiență fără să vă arăt niște documente. Puteți să mi le trimiteți online și vor fi analizate de către colegii mei. Dacă sunt pe speță, asta pentru mine situația este relativ clară. Mulțumesc frumos. Și am speranța că am fost suficient de explicit. Mulțumim. Mulțumesc. Și eu mulțumesc mult, o seară plăcută. Să rămână. Mariana spune că evităm întrebarea, dar nu este așa. Domnule primar, aș vrea să fac o precizare. Cred că ar fi momentul prielnic pentru a, în sfârșit, cred că a tăia sau în sfârșit a scăpa de ambrozie, fiindcă e în stadiu de creștere, să nu mai înflorească și să facă mai mult rău celor care sunt alergici. Fiul și soțul meu sunt unele dintre acele persoane care în perioada ambroziei s-ar duce în vârful munților să poată respira. Okay. Una dintre zone este calea ferată din cartierul 23 și zona drumul între Tarlale. De ce, apropo de legi, de ce nu avem și noi o lege ca în orice țară civilizată în care orice proprietar să fie responsabil? În speță guvernul României, care își bate joc de cetățeni și își bate joc de țara pe care ar trebui să o guverneze cu responsabilitate. Noi nu avem voie să amendăm CFR, nu avem voie să amendăm guvernul sau Ministerul Transporturilor, cu toate că își bat joc de noi și o fac sistematic. Și nu mă refer aici la un guvern, la toate guvernele. Ticăloși de la cap la cap. Își bat joc în multe feluri. Acesta este doar un exemplu. Noi evident că îl facem pro bono, cosim acolo așa, dacă sunteți în zonă știți bine, că noi venim și îl igienizăm de câteva ori pe an. El nefiind la noi în administrare, că dacă ar fi la noi în administrare, l-am face cum arată în rest sectorul 3. Da? Iată cât de buni sunt cei de la guvernarea, guvernul României. Și repet, nu fac referire la o componență anume. Toate guvernele pe care le-am prins au fost unele mai ticăloase decât altele. N-am să dau un exemplu pozitiv. Cel puțin din perspectiva asta a felului în care știu dânsii să-și gestioneze proprietățile. Și a revenit la telefon domnul Iliescu. Bună seara, domnule Iliescu. Bună seara. Bună seara, domnule Iliescu. Vă aduc la cunoștință, nu știu, am mai vorbit cu dumneavoastră în legătură cu spațiul verde din Camil Resu 66 lângă casa Resu. Vă ascult. Alo? Da, vă ascultăm, domnul Iliescu.
Bună seara, domnule primar. În legătură cu spațiul verde din Camil Resu 66, lângă casa Resu. Așa. V-am semnalat de multe ori că acest spațiu verde, care este în administrația primăriei, este transformat frecvent de iubitorii de animale din jur în sar pentru câini. Acest spațiu nu este amenajat pentru așa ceva. Mizeria predomină în spațiul acela, intră în spațiul verde cu animalele, se fumează acolo mucuri de țigare. Domnul Iliescu, ce vă recomand, ce vă propun, este să vorbiți la asociația de proprietari, asociația dumneavoastră și asociația cea vecină, și să ne dați o adrese din partea asociațiilor din zonă care sunt în preajma acestui loc la care faceți referire, și să ne solicitați să găsim o soluție de a îngrădi accesul în acel spațiu. Și o să ne prezentăm acolo să în întâmpinarea adresei dumneavoastră. Ceva, dacă se poate. Mai mult decât pancarte. Putem să îngrădim accesul efectiv în acel spațiu. Găsim o soluție. Mă deplasez personal acolo să găsim o soluție. Vă rog, și mai există o chestie care văd că s-a întâmplat acum de curând, acum 2-3 zile când a fost vântul mai puternic. Mai avem o restanță de rândul trecut. Avem niște crengi pe alee suspendate în pom, care sunt destul de mari și deja am făcut sezizări, nu se rezolvă nimic. Să dăm crengile alea jos atârnate. Domnul Iliescu, ne-am notat, colegii mei și-au notat. Dacă nu mâine, poi mâine cineva va suna din partea noastră, rugămintea mea este să ne permiteți să vă dăm un telefon, că e posibil să fie avut ceva scăpări colegii mei. Am înțeles. Dar până sâmbătă am speranța că se va rezolva această problemă. Deci dacă se intră cumva pe alee și se privește în sus, e imposibil să nu se vadă și crengile suspendate. E o creangă destul de mare, uscată, e vizibilă, și dacă bate vântul mai puternic, cade exact în alee. Vă deranjează dacă vă sună un coleg de-al meu ca să mergeți împreună acolo să identificați acele crengi? Păi dacă eu vi le pot filma. Ideea este că eu lucrez de dimineață până seara și nu sunt la domiciliu. Dacă doriți, eu pot să cobor, fac o filmare. Mai ziceți o dată adresa. Camil Resu, 60... 66? 66. Okay. Lângă casa Resu. Vă mulțumim, domnul Iliescu. Mulțumim frumos. Bună seara. O seară plăcută. Sănătate. La revedere. Revenind pe Facebook, Oxana Dumitrescu întreabă dacă se va face curățenie după schimbările de borduri și pavele de pe calea Călărașilor. Se vor reface gardurile și grădinile din jurul scărilor de bloc? Gardurile, da. Se face curățenie, da. Spațiile verzi, depinde ce așteptări avem. La ora asta nu putem face mare lucru, intervenții pe spațiu verde, ca, de exemplu, să plantăm copaci, să plantăm gard viu. Țineți-vă de noi în sezonul de plantări, adică la toamnă. O să fie foarte frumos pe zona aia. De fapt, este o lucrare foarte solicitată de către cetățenii din zonă, reproșându-ne că vis-a-vis am făcut frumos și pe partea asta. Mai mult decât atât, lucrăm pe partea de sud a bulevardului, adică pe partea de nord a blocurilor, unde oricum sunt probleme cu spațiile verzi, pentru că acolo nu prea ajunge soarele deloc. Și o întrebare de la Elena Buzdugan. Domnule primar, ce se întâmplă cu băncile de pe pasajul pietonal din strada Jean Steria? Dispune că a rămas doar scheletul. Păi, dar sunt cetățeni cu care cu asta se ocupă, să rupă băncuțele. O să le luăm și o să le reparăm. Ok. Un coleg de-al meu sper că și-a notat chestiunea asta, astfel încât să se întâmple chestia asta în zilele următoare. Thomas Tech întreabă ce facem cu sensul giratoriu de la Republica. Spune că autobuzele de voluntari blochează două benzi și nu este vizibilitate. Au loc accidente. Așa este, numai că nu reglementăm noi
Activitatea autobuzelor nici din București, nici din voluntari. Sunt de acord, așa este, n-ar trebui să fie acolo, au spațiu, le-am oferit spațiu în spatele pieței acolo, nu vor să-l folosească. O spun cu regret. Ecaterina Critiniu spune că în urmă cu 2 ani am cumpărat tocmai de la Oradea din banii proprii semințe de iarbă. Anul trecut m-am bucurat enorm că au ieșit firele de iarbă și la scurt timp cositorii dumneavoastră mi le-au tăiat. Nu doresc banii înapoi, doresc doar să fie pus gazonul înapoi. Și ne dă o adresă pe strada Reconstrucției, numărul 10, bloc 29. De asemenea, în fața blocului 29 este un spațiu verde îngrădit care nu mai poate fi utilizat de câțiva ani. Înainte existăm bănci unde pensionarii puteau sta. În urma reamenajării locului de joacă, acest loc s-a Reconstrucției. Da. Și este inutilizabil. Și vă roagă să puneți băncile înapoi. Reconstrucției? N-am desființat. Știu relativ bine ce se întâmplă acolo, ce s-a întâmplat acolo în zonă. Ok, să revenim la iarbă. Păi iarba trebuie cosită. Că iarba, asta este procedura. Trebuie cosită. Dar probabil că este o zonă la umbră, unde iarba nu rezistă. Chiar dacă ea răsare, crește puțin și rar, iar la o coasă dispare aproape în totalitate. A doua, a treia coasă dispare total. De aceea noi cu mare drag plantăm iarbă, vă dăm noi sămânță, dar repet, acolo unde nu este lumină nu poate crește iarbă. Și avem un telefon, domnule primar, de la domnul Vlaicu. Bună seara! Bună seara, mă numesc Vlaicu Gabriel. Stau pe calea Vita numărul 231. Așa. Am și o rugăminte. Unde mă pot adresa sau ce putem face? Am un dud care majoritatea crengilor cad în parcare, peste mașină. Mi-a distrus vopseaua la mașină. Ce putem face să tăiem măcar crengile care cad peste mașină? Este foarte plină mașina de dude pe lângă, mi-au distrus vopseaua. Așa este, domnul Vlaicu. Duzii, corcodușii și astfel de plante, eu a zice și sălcile, n-au ce căuta în București. Cred că nici plopii ăia care ne umple de puf și alergie, nu prea au ce căuta într-un oraș civilizat. Okay, dați-ne o adresă și colegii mei își notează și vom veni pentru al toaleta semnificativ. Ok. Calea Vitan, numărul 231, bloc 6. Și un număr de telefon? Și scara 2. Avem telefonul dumneavoastră. Avem telefonul dumneavoastră. Da. O să vă apeleze un coleg. Asta, de asta v-am. Vă mulțumesc. Da, cu mare plăcere. Seara plăcută. Sănătate. Da. Revenind pe Facebook, Michael Sandu întreabă când va fi finalizat în totalitate parcul Teilor și care vor fi noile facilități. În totalitate, da, peste 2-3 ani, să zic așa, cu toate că un parc nu e final niciodată. Tot timpul ai ceva de îmbunătățit, tot timpul ai ceva de împrospătat. El e gata. Iată-l, îl vedem în imagine. El poate fi folosit. Mergem, ne plimbăm, ne simțim bine. Este o zonă în care poți să circul, să te bucuri de natură, de lac, de viață. Facilități vom avea acolo inclusiv o terasă, să sperăm într-un timp scurt. Bază sportivă, 2 terenuri de fotbal, 2 terenuri mari de fotbal și 3 terenuri de tenis de picior. Acestea sunt facilitățile. Lac, spațiu verde, alei, băncuțe, bază sportivă, o zonă în care putem să bem o bere și, nu știu, să ne bucurăm de vremea de afară, de vară și de timpul frumos. Ok. Anca Rață întreabă dacă pe strada Gura Făgetului intenționați să plantați copaci și să faceți trotuare. Este mare nevoie. Da. Cu mare drag. Să avem spațiu. Adică să avem lățimea necesară. Asta înseamnă ca vecinii să-și tragă
proprietarii să-și tragă puțin gardul pentru a putea edifica acea stradă cu trotuar și cu copaci. Și Adrian Marius spune: domnule primar, vă transmit un mesaj din partea șahiștilor din parcul Iore, de lângă intrarea strandului. Vă rugăm să ne schimbați mesele pentru că sunt deteriorate și foarte incomode, sunt montate prost. A doua rugăminte ar fi să ne montați un acoperiș. Vă mulțumim. Intrarea? Dinspre strandului. Dinspre cara? Da, da. Strada acolo, rotundă. Da, acolo, lângă scări, pe unde sunt ei. Ați acoperite acolo, dinspre rotundă, Casa Dante? Știu că s-a acoperite. Da? Poate că își dorește altceva? Nu, a zis că o să, o să trec în perioada următoare pe acolo. Sper să ne vedem și să discutăm această temă. Și o altă întrebare la domnul Sandu. Ce de curiozitate veți mai face lucrări pe strada Fetești? Mulțumește pentru lucrările făcute până acum și întreabă dacă se ce mai fac doriți, alte lucruri. Ce vă doriți mai exact? Suntem deschiși. Și propunerilor. Țapu Gabriela întreabă dacă în zona lungilor, respectiv lunca Ilvei și lunca Prutului, vor ajunge vreodată utilitățile, gaze, canalizare și curent. Nu ține de noi. Lunca Prutului. Da, lunca Prutului, da, Ilvei și... Ok, pe lunca bisericii noi punem acum canalizare și apă. C-o facem noi așa. Dar partea de gaz sau rețea electrică nici nu se pune problema, pentru că acolo trebuie autorizație din partea furnizorilor de gaz, cei care administrează rețeaua pe București. Nici într-un caz nu-i primăria sector 3. Și noi când avem nevoie de astfel de rețele, le plătim dânșilor să le edifice, să le construiască. George Roiu întreabă, spune că în zona Gurilor sunt foarte multe terenuri de mari dimensiuni goale. Dacă aveți în vedere crearea de parcări publice pe drumul Gura Pudnei. Sunt multe terenuri, dar sunt private. Acolo unde am găsit terenuri, am edificat parcări așa cum facem acum pe malul Mierii, în zona lunga cetății, malul spart mărului, unde edificăm locuri de parcare, locuri de joacă, terenuri de fotbal, de tenis, de skate park și așa mai departe. Și Marian Platonov întreabă dacă segmentul cu rondul de lângă Oșan Titan se va lărgi pentru a permite accesul transportului în comun până la noul parc al Teilor. Segmentul care nu e neapărat, nu trebuie neapărat lărgit, ci trebuie să obținem de la Comisia de Trafic oprirea interzisă pe partea dreaptă, cum mergem dinspre rond în continuare pe Brățării, să obținem oprirea interzisă pentru că se parchează și așa e obstrucționată strada. Altfel poate intra transportul în comun fără probleme. Și Alina Elena Buzdugan. Deci chiar în fața Lidl, acolo se parchează și nu este spațiu suficient să se și parcheze, să se și circule. Și trebuie să scoatem parcarea de acolo. Alina Elena Buzdugan spune că podul de pe Dâmbovița nu este gata și întreabă dacă va fi gata curând. Probabil se referă în totalitate la lucrare. În câteva săptămâni va fi gata. Dar el este funcțional. Vreți să doar nu puteți trece, mă rog, teoretic nu puteți trece pietonal. Dar podul este funcțional, e folosit și sunt foarte fericit să văd că locuitorii din zonă nu trebuie să mai meargă până la centură unde să pierdă jumătate de oră în medie. Dumitru Daniel întreabă dacă putem pescui în lacul Brățării. Nu. Nici în lacul Brățării, nici în lacul Pantelimon. Nu. Pescuitul interzis. Și am băgat niște puieți. Acum ce ziceți? Noi băgăm pește acolo și vreau să veniți să-l prindeți. E chiar în regulă. Haideți să lăsăm să se înmulțească, să fie frumos, să vedem și noi copiii cum vin să dea mâncare la pești. Nu? N-aș zice că trebuie să ajungă în tigaie peștele de acolo. Sau în piață. Rugăm și teren de basket, spune George Roy, în parcul Brățării, spune că ați promis. Ce anume? Un teren de basket. În parcul Brățării. Da, probabil că o să punem și două coșuri de basket pe terenul de fotbal. Ok. Laurențu Brebu spune că în parcul Iore și Alexandru Ioan Cuza puteți face o pistă cursivă și neîntreruptă pentru biciclete. Da, ea este.
este pistă cursivă și neîntreruptă de biciclete, care este pe tot perimetrul parcului. Este pistă cursivă. Și Valeria Mădălina, ne puteți spune dacă au fost alocate fonduri pentru reabilitarea blocurilor, ale căror dosare au fost depuse și aprobate? Mă interesează blocul 6C de pe strada Danubiu numărul 13, dacă va intra anul acesta în programul de reabilitare. Dosarul blocului în cauză a fost depus în 2017 și a fost aprobat. Așa cum am mai fost, toate sunt aprobate. Nu asta e problema de aprobare, problema de finanțare. Bugetul alocat de Uniunea Europeană pentru regiunea Bucureștiul l-am epuizat în integralitatea lui, noi, primăria sector 3. Să sperăm că vom reuși să-i convingem și să relocăm sume din linii de finanțare neutilizate, unde nu s-au folosit banii, pentru a le finanța. În orice variantă, este ultimul an, pentru că a fost 2014-2020, de la anul intrăm în noul exercițiu financiar, când vom avea alt buget și să sperăm că vom finaliza toate blocurile de reabilitate în sectorul 3. Și sau, mă rog, cei care își doresc, pentru că unii se înțeleg că nu își doresc reabilitarea termică. Și Costea Irina întreabă dacă la adresa de la drumul Murgului 40A, teren retrocedat, este adevărat că va începe construcția, proprietarul, dacă știți. Nu știu, pe drumul Murgului nu cred. Nu știu să fie vreo autorizație acolo, dar colegii mei se vor interesa și vă putem răspunde. Dați-mi această întrebare, vă rog, și pe Facebook ca să vă pot răspunde, că chiar nu pot să răspund pe de rost tuturor întrebărilor. Rafael Dubreu întreabă de ce nu montează primăria sectorului 3 bolarzi pe trotuarele proaspăt reabilitate. Dacă așteaptă pe administrația străzilor, sunt distruse trotuarele de mașini, de exemplu Bulevardul Decebal. În general am făcut jardiniere care să împiedice. Pe Bulevardul Decebal am plantat copaci care să împiedice mașinile să mai intre pe trotuar. În anumite zone, încă chiar aici, aproape de piața Alba Iulia, în zona Springtime, se trece pe trotuar, dintotdeauna s-a trecut pe acolo și se trece și acum, și aș avea tendința să-i las în continuare să treacă, pentru că nu știu cine a reglementat zona aia din spate de acolo cu sensurile alea unice, care pur și simplu duce la blocaje. Dar bolarzi din aia, stâlpișori, bolarzi, sunt semn de lipsă de civilizație. Aș încuraja mai degrabă, în loc de bolarzi, aș încuraja copaci, ceea ce și facem pe Decebal. Mai sunt anumite zone în care tot se mai intră, o să mai plantăm copaci, încercăm cu gard viu și alte soluții mai elegante decât bolarzii sau stâlpișorii. Și Alina Dinu spune că în numele celor care practică sport de echipă, basket, volei, avem rugămintea ca terenurile de basket și de volei din Parcul Titanii să fie reamenajate. Spune că dalele schimbate acum câțiva ani s-au deteriorat considerabil și foarte mult se pot accidenta. Ok, mulțumim pentru sesizare. O să ne ocupăm de chestiunea asta. Dalele sunt o soluție nefericită. Ok, și Alin Florin spune că pe strada Fetești întreabă când eliminați bucățica de sens unic, soluția parcării în spatele blocului, nu în față. Vă întreabă de ce nu sistematizați întreaga stradă. Sunt mașini care parchează direct pe stradă. Este o arteră importantă pentru cartierul Titanozana. Alea Fetești nu mai e atât de circulată cum era înainte, după ce am deschis noi brățării. Deci a scăzut drastic traficul pe acolo și sunt foarte fericit pentru acest aspect. Sunt locuri de parcare edificate pe Alea Fetești. Nu știu exact la ce vă referiți, edificăm și în spatele blocului. Ar fi recomandată o adresă din partea Asociației de Proprietari pentru a ne da seama mai bine cam care este opinia majoritară în zonă. Ce vă doriți mai exact? Și Mihaela Bidilici spune, întreabă ce măsuri puteți lua legat de plopii care ne zăpăcesc cu puful de primăvară, ținând cont că unii suntem astmatici. Ei, tocmai am spus mai devreme, în mod normal acei plopi n-au ce căuta într-un oraș civilizat. Tocmai mă certa un cetățean săptămâna trecută că am scos un plop din ăsta care era și bătrân
și stătea sub 7 tei plantați în acea săptămână, adică acum 2 săptămâni, stătea sub acei tei și mă certa de plop, de un plop bătrân. Copacii urbani sunt platan, tei, stejar, castan, mesteacăn, chiparos, metasecoia și alți. Chiar și arțarul este foarte pretabil pentru oraș. Chiar și bradul în zona Bucureștiului e mai greu. Și a revenit cel care a întrebat de cele două complexuri rezidențiale, de dacă veți amenaja acolo spații verzi, că e numai beton, spunea dumnealui, Cotoban Liviu Răzban, spune, vă salut și rectific cu adresa, e vorba de Bulevardul Nerva Traian, primul bloc dinspre Dâmbovița, către Octavian Goga, în spate, și lângă se dezvoltă Roca Residence și New Times Residence. Nu este prevăzut niciun spațiu verde, numai beton. În interiorul complexului? Dacă este în interiorul complexului pe teren privat, acolo nu putem face noi, ca primărie, noi nu putem face investiții pe terenuri private, pe terenurile altora. Dar dânșii au obligativitatea prin lege să definească, să amenajeze spații verzi. Prin lege și prin autorizația de construire. Dacă n-au făcut-o, încercăm variante să-i determinăm să o facă. Și cu acest răspuns vă mulțumim pentru răspunsurile de astăzi. Mulțumim tuturor celor care au fost și în această seară alături de noi, mai ales celor care ne-au dat mesaje, care au intervenit telefonic, și vă așteptăm deopotrivă și data viitoare pentru a dezbate subiecte interesante cu vești de asemenea bune. O seară bună vă dorim în continuare. Înainte de a încheia, vreau să precizez faptul că fiecare întrebare pe care ați adresat-o în cadrul acestei dezbateri în scris va primi un răspuns sau se va încerca o rezolvare din partea primăriei sectorului 3. Până săptămâna viitoare, când vă vom anunța data și ora noii emisiuni, noi dezbateri, numai bine!